Tot mai multe proiecte pentru modernizarea satelor noastre, în satul Borceac, din raionul Cahul, de exemplu, primăria a reușit să realizeze mai multe programe importante, chiar dacă bugetul local este unul destul de mic. După ce din 2013 oamenii au rămas fără apă, anul trecut, sonda arteziană defectă a fost reparată, iar oamenii reconectați la conductă. De asemenea, în cadrul proiectului Drumuri Bune a fost asfaltată o porțiune de 400 de metri de drum pe una din străzile principale, iar lista realizărilor nu se încheie aici. Când am devenit primar, am mers la grădinița de copii și am făcut o adunare generală. Și am întrebat din tâi, începând de la paznic și terminând cu directorul de grădiniță, de ce au lipsă, de ce au nevoie. Unica grădiniță din sat avea nevoie de reparație deja de ani buni, iar gardul vechi, construit încă în 1986, putea să cadă în orice moment. Astfel, modernizarea a început anume cu el. Când am făcut pe acesta, când au venit copii, prima reacție lor a fost foarte bucuroși. Că de ce acum pot chiar și privi, chiar dacă trece cineva pe drum sau cum la noi se petrec lucrări pe teren, pe asta trec tractoare mari și de ce sunt foarte bucuroși să-i privească, să strige. Pentru reconstrucția gardului au fost alocați 100.000 de lei de către Consiliul Raional, iar alte 58.000 au fost investite de administrația locală. Până acum a fost reparat doar gardul din fața grădiniței. Pentru a repara toată construcția, efectiv, nu au fost suficienți bani, iar în condițiile în care bugetul localității este mizer, primăria încearcă să cheltuie fiecare bănuț cu folos. Nu ne-a oferit destui bani pentru ca să putem schimba, iar noi bani practic nu avem. Iată, la ziua de azi avem 329.000 de lei. Pentru Tatiana Rosu nu există nimic mai scump decât satul său natal, Borceag. Aici s-a născut, aici au locuit părinții ei, iar sătenii o susțin. Am o plăcere de a mă duce în primul rând la Clubul Sătesc. Ce frumos acolo. Casa de cultură în sat a apărut abia în acest an. Edificiul a fost amenajat la solicitarea sătenilor în clădirea școlii vechi, pustie de foarte mulți ani. Era o școală veche, deteriorată, fermată, fără uși, fără fere, cu chiar dezordine ca în sărai. Reparația clădirii a fost finanțată în cadrul unui proiect european și cu o contribuție a primăriei. Proiectul este realizat în proporție de 90%. Chiar dacă lucrările nu au fost încheiate, acolo sunt organizate deja evenimente pentru toți sătenii, de la mic la mare. Instituția este singurul loc din sat unde oamenii pot să uite de grijile cotidiene. Sunt foarte departate căsile și e o bucurie mare când lumea se adună în centru și comunică între ei. Ne stăruim să atragem tot satul și doamna primară împreună cu noi. Să fim veseli, să promovăm cultura, să promovăm comunicarea. În primul rând, eu socot că lumea trebuie să fie ocupată cu ceva. Venind la casă, la căminul de cultură, ei își găsesc o ocupație cu folos. Consiliul Raional și Primăria satului Borceag au construit de asemenea și un teren de joacă pentru copii. S-a reparat o aripă a primăriei, iar în timpul apropiat va fi construit un pod peste un râuleț din sat care va face legătura între două părți ale localității.